Legea Big Brother prevede și condițiile în care datele electronice trebuie păstrate mai mult de 3 ani, și anume atunci când autoritățile fac o notificare în acest sens. Chiar și așa există o limită, nu mai mult de 5 ani de la data solicitării. Unii colegi care sunt cât de cât specializați pe domeniu vor citi legea pentru a nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat anul trecut, când cea de-a doua lege Big Brother am atacat-o prin obiecție de neconstituționalitate care a fost admisă de Curtea Constituțională. Eu cred că nu va fi cazul. În mai anul acesta, după ce legea securității cibernetice a fost declarată neconstituțională, șeful statului s-a consultat cu partidele parlamentare privind adoptarea unui nou act în acest sens. Atât Iohannis, cât și șefii de partide au ajuns atunci la un consens privind prevederile care se regăsesc în actul votat miercuri de deputați. Legislativul se află la a treia încercare de a face ca o astfel de lege să intre în vigoare. Prima dintre ele, legea 82/2012, a fost declarată neconstituțională în iulie anul trecut. Ea prevedea stocarea datelor pentru doar 6 luni, dar nu obliga autoritățile să aibă și aprobarea unui judecător pentru accesul la aceste date. În luna decembrie a anului trecut, guvernul a inițiat o a doua lege, cea a securității cibernetice, care a fost declarată neconstituțională de către CCR la o lună după adoptare, în urma unei contestații a opoziției. Legea Big Brother 2 prevedea crearea unui sistem național de securitate cibernetică, dar nu și necesitatea unui control judecătoresc înainte de accesarea datelor de către autorități.